Elevii care nu au fost admiși la niciun liceu în urma primei etape de înscriere se pot înregistra pentru a doua etapă. Candidații au avut astăzi posibilitatea să se înscrie pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru romi. Între 6 și 7 august se vor desfășura probele de aptitudini și probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă. Pe 8 și 9 august se vor afișa rezultatele la probele de aptitudini și la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și rezolva eventualelor contestații. Între 12 și 14 august se vor primi cererile de înscriere a candidaților care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen, a candidaților care au fost respinși la liceele sau clasele care au organizat probe de aptitudini și a candidaților care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau de limbă maternă în etapa a doua, precum și a candidaților care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă de admitere, dar din diferite motive nu au fost repartizați computerizat, inclusiv a candidaților pe locurile speciale pentru romi. Între 19 și 20 august va avea loc repartizarea candidaților din etapa a doua. Conform datelor transmise de Ministerul Educației, din totalul de 113.567 de elevi cu opțiuni completate la prima etapă de înscriere, au fost repartizați computerizat 111.960 de elevi, adică 98,58%, număr ce reflectă creșterea comparativ cu etapele similare din ultimii 3 ani.